Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun venit, stimați invitați, în sala bizantină a Cercului Militar Național. Am onoarea, în această zi, să fiu gazda acestui eveniment care va aduce în fața dumneavoastră echipa de volei masculin a Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Evident, pentru acest sezon sunt mari, dar cu siguranță rezultatele vor fi pe măsură. De altfel, în 70 de ani de existență, palmaresul echipei de volei Steaua București s-a conturat într-unul de excepție. Așadar, tradiția trebuie să continue, nu-i așa? Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi colegi, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest eveniment de prezentare și promovare a echipei de volei a Clubului Sportiv Armatei Steaua. Echipa de volei este una dintre cele mai reprezentative echipe ale Clubului Sportiv Armatei Steaua. Și în urma discuțiilor avute cu antrenorul Bogdan și cu capitanul echipei, am decis să ne luăm niște angajamente mai înalte. Ne propunem niște obiective de performanță mult mai mari pentru următorii ani. Și ne-am gândit că ce ar trebui să facem în următorii 3 ani. Ce ne propunem? Ne propunem să dezvoltăm un proiect, în sensul în care ne propunem accederea în play-off-ul pentru sezonul 2017-2018, accederea în play-off-ul campionatului și accederea în semifinalele Cupei României. Pentru sezonul 2018-2019 ne propunem accederea în finala campionatului și câștigarea Cupei României, precum și participarea în Cupa Champions la volei. Pentru sezonul 2019-2020 poate sunt cele mai ambițioase obiective, dar ne propunem câștigarea campionatului, precum și câștigarea Cupei și participarea în Liga Campionilor. Știu, poate sunt niște obiective prea îndrăznețe, dar noi credem în ele și dorim să le realizăm. Și nu în ultimul rând, pentru acest sezon ne propunem un parcurs cât mai lung în challenge, în Cupa Challenge, în care în luna decembrie vom întâlni echipa slovenă Kosice. Paralel cu aceste obiective, dorim să întărim centrul de copii și juniori, astfel încât pe parcursul a 3 ani de zile să creștem copii ce mâine vor deveni
jucători exponențiali pentru echipa de fotbal. Dorim să revenim cu sportivii noștri, să fim principalul furnizor al lotului național al României. Suntem alături de staful tehnic, de sportivi, îi susținem, le asigurăm condiții bune de pregătire, de antrenament și dorim împreună, la sfârșitul fiecărui an, să ne bucurăm pentru îndeplinirea obiectivelor. Vă mulțumesc pentru participare, urez staffului tehnic și sportivilor mult succes și de mâine vă invit cu cea mai mare plăcere a participa la Cupa Steaua. Vă mulțumesc frumos! Mă bucur că am ajuns la un club cu o istorie foarte, foarte mare. Anul acesta, obiectivul nostru este un obiectiv îndrăzneț, să ocupăm un loc cât mai sus în campionatul nostru. Poate chiar să luăm medalia de aur, ceea ce toți ne dorim. Câștigarea cupei este un obiectiv foarte important și să urcăm cât mai sus în cupele europene. Anul acesta avem o echipă poate mai puternică decât anul trecut. Mă bucur enorm să văd un interes din partea clubului pentru promovarea voleiului, având în vedere că, din păcate, acest sport nu se mai bucură de o maximă notorietate în rândul sporturilor de echipă. Și tocmai de aceea apreciez foarte mult, după ce m-am întors din străinătate, interesul acestui club pentru sport în general, dar mai ales pentru volei. Am rămas alături de echipă datorită acestui proiect pe 3 ani, datorită obiectivelor propuse pe care am încercat și la care aș vrea să mai adaug faptul, în primul rând, mulțumesc că din partea Federației avem reprezentanți și vreau să-i asigur pe cei de Federație faptul că Steaua își propune să, pe lângă obiectivele de performanță, să crească sportiv pentru loturile naționale. Tocmai de aceea, echipa, am construit o echipă împreună cu conducerea clubului Steaua. În primul rând să ne batem la medalii, la cupe europene, dar în același timp avem un nucleu de jucători tineri care în 2-3 ani vor face pasul nu numai la echipa națională, dar vor constitui nucleul echipei Steaua pentru viitor. Sunt mulțumit de echipa pe care o avem anul acesta, sunt foarte mulțumit de staff-ul pe care l-am creat și le mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care o primesc din partea lor și mulțumim jucătorii împreună cu staff, mulțumim clubului Steaua pentru că ne creează condiții optime pentru atingerea marii performanțe.